Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă invit să mă însoțiți într-o expediție pe vârful Piatra Mare, cel mai înalt punct al acestui masiv. Drumeția noastră pornește din zona Dâmbul Morii. Dâmbul Morii este un punct de plecare foarte popular pentru drumeții și excursii în masivul Piatra Mare, situat în județul Brașov, în apropierea localității Timișu de Jos. Este un loc accesibil aflat la aproximativ 10-15 minute cu mașina de Brașov și reprezintă intrarea într-o serie de trasee montane deosebite. Zona este ușor accesibilă atât pentru cei care vin cu mașina, cât și cu mijloace de transport în comun, având stații de autobuz în apropiere. De la Dâmbul Morii pornesc câteva trasee către vârful Piatra Mare, 1844 metri, Cabana Piatra Mare și alte puncte de interes din masiv. Traseele sunt marcate și potrivite pentru diverse niveluri de dificultate. Noi am ales să urcăm către Cabana Piatra Mare, 1628 metri, pe drumul familiar, traseu marcat cu bandă roșie. Drumul familiar este un traseu plăcut și accesibil care începe de la Dâmbul Morii și oferă o drumeție moderată trecând prin păduri dese și potești bine definite. Traseul este de aproximativ 2-3 ore până la cabană în funcție de ritmul de mers. Vom avea parte de privelii superbe pe măsură ce urcăm, iar cabana este situată într-o locație perfectă pentru o pauză înainte de a ataca vârful Piatra Mare. Este un traseu excelent pentru a te bucura de natură și de peisajele montane. După ce părăsim zona Dâmbul Morii, traseul se îndreaptă spre o pădure de foioase și conifere, oferind o atmosferă răcoroasă și umbrită, perfectă mai ales în zilele călduroase de vară. Poteca este bine definită și continuă să urce gradual, fără porțiuni abrupte sau tehnice. Pe măsură ce avansăm, vom trece pe lângă câteva locuri unde pădurea se deschide și putem admira privelii spre Valea Timișului sau Brașov, depinzând de condițiile meteo și de poziția soarelui. Acestea sunt momente bune pentru pauze scurte, fotografii sau doar pentru a te bucura de peisaj. Urcușul este constant, dar nu foarte dificil, fiind potrivit și pentru cei mai puțin experimentați sau familii cu copii. Pe parcurs, marcajele sunt clare și bine întreținute, ceea ce face traseul ușor de urmat. Există și alte trasee în zonă, cum ar fi către canionul 7 Scări, care se poate combina cu o parte din traseul Drumul Familiar. Drumul familiar este apreciat nu doar pentru peisajele sale, ci și pentru faptul că oferă o experiență montană completă, fără a fi prea solicitant fizic. După aproximativ 2-3 ore de mers, vom ajunge la Cabana Piatra Mare, situată la altitudinea de 1628 metri. Cabana este un loc ideal pentru a face o pauză, a te hidrata sau chiar a lua o masă caldă. Echipamentul recomandat trebuie să conțină îmbrăcăminte adecvată pentru drumeție, bocanci de munte, apă și gustări. De asemenea, este bine să ai la tine un polar sau o jachetă, deoarece vremea la altitudini mai mari poate fi imprevizibilă. După ce ajungi la cabană, poți continua drumeția către vârful Piatra Mare, la 1844 metri, în aproximativ 30-45 de minute, sau te poți întoarce pe același traseu înapoi la Dâmbul Morii. Cabana este amplasată într-o poiană deschisă, având o priveliște spectaculoasă asupra împrejurimilor. Cabana Piatra Mare poate găzdui aproximativ 40 de persoane în camere comune tip dormitor. Este recomandat să faci o rezervare în prealabil, mai ales în sezonul de vârf, weekenduri sau vacanțe. Cabana nu are electricitate de la rețea, ci folosește panouri solare pentru energie electrică limitată, ceea ce oferă un farmec rustic și autentic. Traseul de la Cabana Piatra Mare până pe vârful Piatra Mare, 1844 metri, oferă o experiență spectaculoasă cu peisaje panoramice superbe. Acest segment este scurt, dar oferă o urcare mai accentuată decât drumul familiar. Traseul de la cabană spre vârf este marcat cu bandă roșie, același marcaj pe care l-am urmat și pe drumul familiar. Urcarea durează între 30 și 45 de minute, în funcție de ritmul de mers. Această porțiune este considerată moderată spre dificilă, datorită pantei mai accentuate, însă nu este un traseu tehnic. Este accesibil oricărui drumes cu o condiție fizică bună. Pe măsură ce urci, poteca devine mai stâncoasă, dar este bine definită și clar marcată. Peisajul începe să se schimbe, pădurea devine mai puțin densă, iar priveliștile se deschid treptat. După ce părăsim pădurea, vom intra într-o zonă alpină cu vegetație joasă și stânci. În acest punct vom avea o priveliște mai amplă asupra masivului și a văilor înconjurătoare. Traseul continuă pe o potecă ce urmează culmea, oferind panorame deosebite asupra Brașovului, munților Postăvaru, Bucegi și a altor lanțuri muntoase. Odată ce ajungi pe vârful Piatra Mare, vei fi răsplătit cu o priveliște incredibilă de 360 de grade. În zilele senine poți vedea lanțurile montane din jur, orașele Brașov și Predeal și chiar depresiunea Bârsei. De pe vârf vom putea vedea spre est munții Ciuca și Zăganu, spre nord-est Brașovul și munții Postăvaru cu tâmpa vizibilă, spre sud munții Bucești cu binecunoscutele vârfuri, iar spre vest munții Făgăraș care în zilele senine se văd clar în zare. După ce am petrecut timp pe vârf și am admirat peisajele, am coborât pe același traseu înapoi la Cabana Piatra Mare. Coborârea durează aproximativ 20-30 de minute, fiind mai ușoară decât urcarea. De la Cabana Piatra Mare, turiștii pot savura o panoramă largă a munților din jur atunci când cerul este senin. Cabana Piatra Mare are o tradiție îndelungată, fiind un punct de refugiu și popas pentru iubitorii de munte încă din perioada interbelică. Cu toate că a fost reconstruită și modernizată de-a lungul anilor și a păstrat atmosfera rustică și autentică. Cabana are un farmec deosebit datorită izolării sale și a simplității, fiind un loc unde poți simți apropierea de natură și te poți deconecta de la agitația urbană. Odată ce te așezi în jurul unei mese în cabană și savurezi o cană de ceai sau o ciorbă fierbinte, vei simți cu adevărat ospitalitatea munților. Cabana este încălzită cu ajutorul sobelor de lemn, oferind căldură în timpul nopților reci. Apa provine din surse naturale din apropierea cabanei, fiind disponibilă atât pentru consum cât și pentru uz general. La cabană se poate servi mâncare gătită tradițională, iar drumeții pot savura o pauză bine meritată cu o masă caldă și băuturi răcoritoare sau fierbinți. Toaletele sunt de tip latrină, aflate în exteriorul cabanei, așa cum este tipic pentru multe cabane montane situate la altitudini mari. Cabana Piatra Mare este o destinație perfectă pentru cei care caută o experiență autentică de munte, departe de aglomerație, unde liniștea naturii și aerul curat îți oferă o evadare totală. De la Cabana am ales să ne întoarcem la Dâmbul Morii pe drumul familiar. Traseul oferă o experiență plăcută și la întoarcere, oferind ocazia de a ne bucura din nou de liniștea naturii. Coborârea a fost o plimbare plăcută pe o potecă bine marcată, înconjurată de vegetație bogată. La fiecare pas am lăsat în urmă înălțimile și ne-am apropiat tot mai mult de Dâmbul Morii, unde am început să simțim un sentiment de împlinire și bucurie, reflectând asupra aventurii petrecute pe munte.